încercare. Să le urăm succes jucătorilor noștri în această ultimă încercare. Va executa prima steaua prin Majaru. Iată, m-am trezit strângând stiloul din pumni și eu pentru Majaru. Majaru se dreaptă spre balon. Șut! Și Rusia apără. Portarul Barcelonei, revedeți 11 metri. Portarul Barcelonei, Rudi Coicea, i-a ghicit colțul și după ce a făcut o fentă spre dreapta, s-a dus exact în colțul din stânga unde a șutat Majaru. Nu nimic pe el, trebuie să luptați în continuare. Alessanco a greșit și el, bravo Tucadam! Echilibrul s-a restabilit. Extraordinară parada lui Tucadam. Scorul în continuare 0-0. Cel de-al doilea, 11 metri pentru Steaua, le execută Soluni. Soluni față în față cu portarul Barcelonei. Și Buruzi apără! Nu se poate înscrie după respingerea balonului de către portar. O partidă de o tensiune extraordinară! Extraordinară! Cei doi portari au făcut ca pulsul tuturor de aici de pe stadion să ajungă la valori mai mult decât maxime. Și apără și Tucadam! Bravo, Tucadam! Bravo, Tucadam! Extraordinar este Tucadam în această partidă. Petrața este cel care n-a reușit să-l învingă pe fașnicul Tucadam. Al doilea, 11 metri apărat de portarul Stelei. Cred că este o chestie mai puțin întâlnită, un fapt mai puțin întâlnit. De dreapta acum spre balon Lăcătuș. Lăcătuș trebuie să înscrie. Lăcătuș va înscrie. Șut și gol! Bravo Lăcătuș! 1-0. Frumoasă execuția lui Lăcătuș, extraordinară. Balonul sub trimis, exact sub pară. Acum pentru Barcelona, Pique Alonso. Ceilalți jucători sunt invitați să stea în cercul de la centrul terenului. Tucadam din nou față în față cu Pique, cu un alt jucător, Barcelona și Tucadam apără! Extraordinar, extraordinar Tucadam, al treilea 11 metri apărat de portarul Stelei, formidabil! Conducem cu 1-0 după executarea trei serii de lovituri de la 11 metri. A patra serie este începută de Bali. Conducem cu 1-0. Bali de dreapta spre balon. Șut și gol! 2-0. Aș vrea să vă spun, nu aveți în imagine, stimați telespectatori, toți jucătorii Stelei adunați, revedeți execuția foarte frumoasă, foarte precisă a lui Bali. Toți jucătorii stau în cercul de la centrul terenului.
și tot practic cu spatele spre poarta unde se execută de la, loviturile de la 11 metri. Iată, nici jucătorii nu mai pot rezista la tensiunea extraordinară a acestei partide. Steaua conduce cu 2-0. Acum pentru Barcelona execută a patra lovitură de la 11 metri. Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos. Hai, Ducadam! Apără Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat cupa! Cupa campionilor europene este la București! Bucurie fără margine în rândurile fotbaliștilor de la Steaua! Revedeți acest al doilea gol! Aceasta a patra ratare a Barcelonei! Mai bine zis, această a patra intervenție extraordinară a lui Ducadam. Steaua este câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni. Lacrimi pe, citesc lacrimile pe obrajii jucătorilor Stelei. Această superbă echipă românească și-a făcut datoria și astăzi în finala Cupei Campionilor Europeni, onorându-și admirabila sa carte de vizită, onorată prin rezultate extraordinare, doar într-un singur an competițional, un an competițional de excepție. Îi văd pe jucători plângând de bucurie, o mare fericire pentru jucătorii Stelei. În imagine îl aveți pe Ducadam, el este felicitat cu sportivitate de Urrutikoetxea. Jucătorii se îmbrățișează cu antrenorii, Pumpescu. Este o atmosferă de mare emoție aici. Steaua a putut să intre în posesia celui mai prețios trofeu, Cupa Campionilor Europeni. În această seară de 7 mai, Steaua a scris cu marele său talent, cu o dăruire dusă până la sacrificiu. Cu dragoste nesărmurită pentru culorile patriei, o pagină de neuitat. Cu milioane de mâini să îmbrățișăm pe acești minunați fotbaliști, a căror muncă de zi cu zi a urcat pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei europene a echipelor de club. Cu această cupă a campionilor europeni i-au adus în noi străluciri. Felicitări din toată inima echipei Steaua. Lacrimi de bucurie pe obrajii jucătorilor, pe obrajii antrenorilor de la Steaua și de ce n-am spune și pe ai noștri, cei ce suntem aici lângă ei și credem și pe ai dumneavoastră, stimați telespectatori, fiindcă suntem siguri că și dumneavoastră trăiți din plin această emoționantă izbândă a echipei Steaua a fotbalului românesc. Aplauze pentru echipa noastră campioană, echipa noastră campioană aplaudată de 72.000 de spanioli, când capitanul echipei, Iovan, acum iată-l în mână cu Cupa Campionilor Europeni. Cea mai prestigioasă cupă a unei competiții continentale intercluburi în mâinile fotbaliștilor români. Cupa Campionilor Europeni pleacă spre București în această noapte. Pentru prima dată, prețiosul trofeu este cucerit de o echipă românească și aceasta este Steaua, care astăzi aici la Sevilla și-a demonstrat încă o dată valoarea continentală de necontestat. Talentații fotbaliști ai Stelei au adunat cu migală de pe gazoanele Europei pulberea aurie a victoriilor, cu care iată acum i-au dat străluciri și mai intense Cupei Campionilor Europeni. Urmăriți festivitatea de premiere a jucătorilor noștri în absența domnului Jacques Georges, președintele UEFA. Cupa a fost remisă lui Iovan, capitanul echipei Steaua, de domnul Antonero da Silva Resende din Portugalia, vicepreședinte al Comisiei de Organizare a Competițiilor Intercluburi UEFA. Domnul Resende a fost asistat de Hans Bangerter, secretar general al Uniunii Europene de Fotbal. Iată pe jucătorii Stelei. Acum au la picioare Cupa